Și ce fac azi creștinii? Azi creștinii au pretenția, dacă se pot împărtăși de 7 ori pe săptămână, dacă e nevoie și de 2 ori pe zi, o să ajungă într-o zi și într-o vreme. Duhovnicul să fie la dispoziția lor numai atunci când vor ei, nu oricând. Și aici nu bat vreun apropo, ci vreau doar să spun faptul că sunt persoane care, dacă n-au treabă acasă, să duc și stau 7 ceasuri jos în fața duhovnicului, să li se pune epitrafirul în cap. Mi s-a întâmplat și mie într-o zi o chestiune simplă. Părinte, cred că nu-i valabilă spovedania că n-am citit eu păcatele de pe hârtiuță. Da, zic să fie singurul tău păcat pe ziua de azi. Deci, vedeți? Noi căutăm eticheta perfecțiunii în lada cu gunoi. Maria Egipteanca avea eticheta perfecțiunii conștiința. Deci asta este diferența desei împărtășanii, sub nutrientul și, mă rog, părerea că am fi mai sfinți împărtășindu-ne foarte des lucru care nu folosește la nimic, v-am spus și o repet de 1000 de ori, ai luat la începutul postului, ai luat la sfârșitul postului, dacă ești serios și postești tot postul și ai luat și la jumătate, e peste mult și prea de ajuns. Și să ne mai amintim încă o dată că Maria Egipteanca, cred că a înțeles rostul și harul Sfintelor Taine, că altfel vă dați seama cât îi trebuia ei săptămână de săptămână și lună de lună să bată drumul în pustiu Egiptului, să întoarcă înapoi în cetate, să caute un duhovnic, să o asculte, că ea e marea pusnică. Vedeți voi că azi foiesc pădurile și foșnesc munții de pusnici. Mai citesc și eu diferite teleenciclopedii inventate de oameni fără ocupație. Pusnicii cu tare, din muntele cu tare, care au prevăzut povestea chipului și a sfârșitului lumii, povestea războailor, povestea nenorocirilor. Vezi-ți, frate, păcatele tale. Plângeți neputința, plângeți poftele, plângeți întunecimea minții, plângeți nevederea ochilor la 4 metri în fața ta, dar mi-te să mai vezi în duh și ce se întâmplă nu știu unde. Plângeți, frate, hainele care le porți pe tine și nu ești demn de ele. Plângeți, frate, răzvrătirea minții tale și impresiile că dacă stai ascuns, v-am spus odată, eu am avut ocazia să văd un pusnic care asculta liturghia la casetofon. Avea CD-ul de ăsta, nu de alalt, cu bandă, nu cum e, și da, vechi. Și nu mergea la liturghie, că avea mănăstire aproape, ci mergea în pustie și asculta liturghia la casetofon. Și când am dat odată peste el, din întâmplare, că am auzit Sfânta Liturghie, am zis că, zic, frate, într-adevăr ai sporit. Și a zis, nu, părinte, drumul până la mănăstire mă tulbură, până înapoi mă tulbură, dar aici am, noi treceam cu oile, asta era întâmplarea, că am descoperit această liturghie trâmbițată acolo în mijlocul munților Sihlei, și pusnicul pe băncuță în fața bordeiașului cu casetofonul pornit, o fi bine. Dar dacă tu ai biserica la un kilometru, de ce să te duci să o asculți pe viu din mâna preotului, că nu ești paralizat din urechea și din gura lui? Și uite, în felul acesta ne pierdem noi sufletul și cumpătul și rânduiala și lucrarea, pierzând vremea cu lucruri slabe. Ei, de acest soi de pusnici nu prea are nevoie biserica, și nici lucrarea ei nu-i prea folositoare. Nouă ne trebuie niște pusnici care să stea în adâncul chiliei lor, cum spunea părintele Antonie Plămădeală, marele mitropolit și cărturar al Ardealului, mare contemporan cu Arsenie Boca, mare contemporan cu Petroniu Tănase, mare contemporan cu Manole, asta, Domete Manolache, mare contemporan cu Paisie Olaru, mare contemporan cu Iachint al Putnei, mare contemporan cu Cleopa Ilie, mare contemporan cu Emilian Olaru de la Slatina și mulți alți duhovnici, poate dumneavoastră nici n-ați auzit de ei, și eu i-am cunoscut întâmplător, că eram copil la vremea aia și am avut șansa să dau ochii cu ei, prin cine m-a dus la sihăstria atunci. Și să vezi acei călugări smeriți care nu scoteau o vorbă și erau în biserică smirnă, atenți la toată pravila și rânduiala,
Și la toată ascultarea l-a pomenit un pomelnic, l-a citit sau l-a cântat la strană. Deci aceea este mântuirea pe care o vrea Domnul. Ales am a fi repădat în casa lui Dumnezeu decât a sta, cum spunea, sta în locaș cu păcătoșii. Mai bine o zi în curțile tale decât mii cu păcătoșii. Așa și noi. Deci ăsta e rostul canonului mare. Să înțelegem că nu formalismele exterioare ne duc pe noi în împărăția lui Dumnezeu, ci o rugăciune sinceră și curată, o pocăință adevărată, o împărtășanie care Simeon Tesalonicu, marele învățat al grecilor, că e al lor și nu e al nostru, a venit și ne-a arătat că în Biserica Ortodoxă Universală omul se poate împărtăși dacă vrea și de 1000 de ori pe zi. Prin rugăciunea lui Iisus, ori de câte ori vei spune Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, El îți va răspunde în taină, iertate sunt păcatele Fiule și stă în inima ta. Și tu l-ai chemat în tine și El e acolo. Deci asta este prima formă. Făcând o faptă bună, faci liturghie. O milostenie cât de mică. Un măr, o pâine, un biscuit, o vorbă bună. Făcându-ți pravila și rugându-te cu canoanele tale care le ai acasă, noi le spunem canoane, ele se numesc pravilă creștină. Mica prăvilioară, cum îi spunea Nicodim Mândița, dar ea de fapt avea 7 laude, paraclis, canon de pocăință, catisme, rugăciunea dimineții, rugăciunea serii, paraclisa, catistul zilei, rugăciunea de masă, de merg, avea 2 ore de rugăciune. Era mica prăvilioară. Deci pentru un sfânt timpul nu contează lucrarea. Deci astea sunt mai tari decât toate. Și în momentul în care ai făcut rugăciunea, iar te împărtășești. Deci un al treilea mod de împărtășire. Dacă asculți Sfânta Liturghie cu evlavie în biserică, iar te împărtășești prin auz, că intră credința prin auz și răscolește toate mădularele sufletului și în mintea ta se petrec procese de conștiință și de întâlnire și împăcare cu Dumnezeu. Și o spune și Teofan Zăvoritu, și o spune și Ignatie Brancianinov, și o spune și Ilie Cleopa, și o spune și Simeon Tesalonicu, și o spune și Grigorie Palama, și o spune și Părintele Stăniloae. Și o mai spun și alții. Apoi este împărtășirea prin miridii, acea proscomidie pe care o face preotul și își pomenește. Cunoscuții, intrările, cerile, ieșirile, unul are o boală, unul are un serviciu, unul are o suferință, unul are operație, toate, toate, toate. Și voi dați acea hârtiuță cu un leu sau doi care trece prin mâna preotului și pune particelele pe Sfântul Disc. Iar când s-a terminat Sfânta Liturghie, închideți modernismul în biserică. Iar când s-a terminat Sfânta Liturghie, îngerii lui Dumnezeu se duc și vă împărtășesc pe voi acolo unde sunteți. La birou, la servici, în grădină, la spital, la poliție, la avocatură, la bucătărie, la maternitate, oriunde ai fi. Deci bătrânii noștri nu știau carte, dar aveau credință. Să nu mănânci frățioare până în ora 9, până nu se termină liturghia în cer. Aia era o părere. La ora 9-10 se termina liturghia, prin mănăstiri, prin locașurile de rugăciune, unde preoții înălțau rugii lui Dumnezeu. Și creștinii, pentru că știau că au date pomelnice, preoții le spunea, aveți grijă, dimineața până în ora 9, să nu mănânci ca îngerul să te poată împărtăși. În ce consta această împărtășire? Dacă o spui unui teolog, te râde, te ironizează, el nici nu știe măcar esența acelui lucru. Că îngerul tău păzitor, cum spune în Apostolul Pavel, nu defăimați pe cei mai mici ai voștri, că îngerilor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Ce o fi căutând îngerul ăla, cerul ăla, dacă e îngerul meu păzitor? În fiecare zi, Hristos la tronul Sfintei Treimi și Biserica Biruitoare din cer, săvârșesc Euharistia cosmică pentru tot cerul și toate miliardele și miriadele de îngeri, cum spune în Evanghelia 5-a de la Maslu, dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde îngerii așteaptă să vadă cu ochii lor Sfânta Jerfă și să se îndulcească de glasul dumnezeieștii liturghii. Ea să petrece deopotrivă pe pământ cu ceea ce se petrece în cer, că îngerii iau cuvintele preotului care sunt în foc, le duc la cer, la tronul lui Dumnezeu, se hrănesc îngerii din ele, biserica biruitoare din cer și trimite harul și binecuvântarea pe pământ. Iar îngerul tău care îți duce la liturghie, când se întoarce, îți aduce ție mirida, dacă tu ești postit, rugat, închinat,
dar nu o poate da bețivului, fumătorului, curvarului, desfrânatului, drogatului, nerugătorului, celui ce a luat anafura, celui ce a luat aghiazma, sau la șapte și a prins țigara și a tras cafeaua. Deci vedeți? De aia bătrânii noștri nu știau multe, dar le știau